Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori îmi se spune, omul care aduce performanță. Și dată fiind că pentru performanță avem nevoie de energie, asta e chiar subiectul de întâlnirea noastră de astăzi. E clar că energia este un subiect imens, mai ales că este un cuvânt folosit în multe forme diferite și e greu să ne înțelegem asupra semnificația propriu-zisă. E energia mecanică, energia nucleară, energia electrică, cei cu New Age vorbesc de energie cosmică, energie interne, energie de toate feluri. Dar, pur și simplu, energia în sine e ceva care permite aducerea la termen o muncă mecanică. Adică pentru a face o muncă ai nevoie de energie. Ieri am vorbit de banii și am zis că banii sunt o formă de energie pentru că evident permit o atingere anumite scopuri. În momentul în care eu vorbesc de energia personală, energia personală e un amestec de obiective clare, de strategii bine puse la punct și mai ales de aliniere și eliminarea blocajelor. Eu cred sincer că fiecare dintre noi are toată energia pe care îi trebuie. Și chiar asta este problema de care vreau să vorbesc astăzi. Toată lumea vrea un motor mai puternic, vrea mai mulți bani, vrea mai multe oportunități, vrea mai multe instrumente, vrea mai mult combustibil, să spunem așa. Și nu vrea un motor mai puternic. Și nu se dă seama că tot ce ar avea de făcut pentru să atinge scopuri este să scape de frâna de mână care o ține la loc. Ok? Deci, toți cei care sub o formă sau alta se plâng de lipsa de energie, și acum vorbesc chiar de energia la nivel personal, pentru că să nu uităm că în lipsa de energie la nivel personal are un nume foarte simplu, se numește depresie. Okay? Și depresie este exact lipsa de conștientizare a potențialului. În momentul în care noi vrem mai multă energie, deci trebuie să scăpăm de blocaje. Blocaje care sunt, evident, mâncarea proastă, gândirea proastă, metode de muncă proaste, relații proaste, adică tot ce este, tot ce ne otraveste. La un moment dat, dacă ați vrea să mergeți la Olimpiade, nu crede că v-ați apucat de fumatul, de băut, de bere, de toate feluri de mâncare proastă, adică la un moment dat, dacă vreți energia și performanță, primul lucru care vă spune orice antrenor, orice nutriționist, să scăpați de ceea ce vă otravesc. Și la nivel fizic, și la nivel mental. Ar fi fantastic să putem să facem niște emisiuni despre cum să scăpăm de otrava mentală. Dar prima otrava, cea mai puternică, să nu dăm vina la cei care ne înconjurează, este exact ceea ce ne punem noi. Pentru că primul lucru care ne mănâncă toată energia, și vom vorbi mai mult de chestia asta, este tocmai lipsa de aliniere. Adică în momentul în care eu vreau un lucru și o altă parte din mine vrea altul, e clar că se creează un conflict care ne mănâncă toată energia. Deci, sunt multe exerciții care permit aceasta aliniere. Nu le putem face aici, dar în momentul în care simțiți că aveți două forțe care sunt în conflict, vă purtați ca, imaginați-vă că aveți o barcă, lumea care trage la rama și dacă trag toți în aceeași direcție, energia este fantastică și barca merge cu viteză. În momentul în care e conflict, nu sunt coordonați, efortul este aceeași, poate și mai mare, dar barca se învârte și nu ajunge nicăieri. Deci, primul lucru de care trebuie, asupra care trebuie să vă concentrați pentru mai multă energie este 1. Scăpați de otravuri de toate feluri, 2. Aliniați resursele. Vom vorbi mai mult de chestia asta, deja am depășit timpul, deci o zi bună în continuare, ne vedem mâine!